mulți ani se fac declarații. Aflam adevărul. Ați făcut vreodată ceva? Dacă sunt schemată, suspect, învinuit? Suspect. Soțul dumneavoastră, domnul Tache, este încaudiat? Aceeași calitate. Încă n-a intrat. Dar cum au fost luați acei bani atunci de la Fondul Național de Garantare? Eu, sinceră să fiu, n-am niciun fel de... Stați așa să vină și colegă. N-am niciun fel de detalii să vă dau, pentru că eu personal nu am fost implicată. Eu am fost, într-adevăr, cum multă lume își face firme, existam ca nume pe firmă, scriptic. Dar ca și semnături, ca și acte, ca dar și întocmiri... Dar aparținea soțului dumneavoastră, doamnă? Aparținea grupului de firme. Sigur că da. Dar eu nu sunt... Nu, pentru că dacă facem un pic de legătură cu perioada din perioada respectivă, cu situația mea, eu în 2006 am rămas însărcinată, în 2007 am născut, iar evenimentele s-au petrecut în 2008, când eram cu copiii acasă, casnică. Deci n-am făcut niciun fel... 2008-2014. Păi și n-are importanță. Eu 10 ani am fost la domiciliu cu copiii și nu am întocmit niciun fel de acte. Nu există niciun fel de document scris că eu aș fi făcut ceva. Dar din ceea ce sunt procurorii, care ar fi fost presupusul rol al dumneavoastră în toată această schemă? Faptul că scriptic eram administrator și asociat. Dar a luat vreo măsură împotriva dumneavoastră? Scuze? Păi o firmă, despre o singură societate este vorba, asta încerca să-mi spună. Și în ceea ce... De la circ? Pentru ce? Pentru ce? Atâta timp cât nu sunt un om acuzat de ceva, doar că sunt suspect, asta nu înseamnă nimic. Doamna Radoși, da. Ce calitate aveți în acest moment într-o stare? De suspect. S-a luat vreo măsură în control judiciar? Ce acuzații? Domnul avocat, vă rog frumos că eu nici nu știu. Pentru că am fost răspuns că sunteți nevinovată. Da, despre sunt nevinovată. Soțul dumneavoastră aveți aceleași convingeri? Doamna, și să vedea câteva lăburi pentru că s-a precipitat puțin atâta, lucrurile. Atâta timp cât învinuiri există multiple și acuzații sunt aduse multiple multor persoane. Eu vreau să se demonstreze că așa este. Eu n-am nimic împotrivă, sunt la dispoziția lor. Dar sunteți convinsă că soțul dumneavoastră este nevinovat? Eu zic că da. Acum ce faceți? Plecați acasă? Sunteți liberă? Nu, mă duc la circ. Ce măsuri s-au luat? Mă duc la celălalt circ. În ceea ce nu știu pe sos, s-au luat măsuri? Deocamdată niciun fel de măsură sau nu s-au terminat audierile. Am înțeles. În trecut înțeleg că dumneavoastră am avut probleme cu legea. Sunt niște procese în derulare, iarăși nu putem discuta despre ele pentru că nu sunt definitive. Au legătură cele două dosare? Eu cred că nu. Nu știu. Chiar nu știu. Deci credeți-mă că eu sunt unilateral invitat aici pentru o singură problemă. Da. Pentru că figurez ca nume pe o firmă. Aveți ceva să vă reproșați personal? Nu. Absolut nu. De dimineață? Nu. Nu, sunt alături de el. Cum a fost dimineața când ați fost luată de... Interesant, dar e un deja vu. Ce înseamnă interesant? În sensul că am mai pățit odată. Dar povestiți-ne, ce s-a întâmplat? A sunat soneria și am răspuns la ușă. Și cine e? Cine e? E poliția. V-ați speriat? Nu, un singur dosar. V-ați speriat? Da, pentru că e trezirea din somn bruscă și pentru copii mi-am făcut problema, dar dat fiind faptul că nu e prima dată, prima dată cred că e șoc. Domnul avocat, ar fi drăguț să ne dați nouă declarație. El e foarte drăguț. Bineînțeles și dumneavoastră. Nu vă putem da declarații în momentul de față. Există o anchetă în desfășurare. Organele judiciare, dacă au comunicate de presă, se vor face. Spuneți-ne despre ce acuzații vorbim și care este exact stadiul. Sunt convins că le puteți afla. Sunt niște acuzații care în momentul de față nu sunt definitivate. Sunt provizorii și nu au o consistență. Momentan nu vă pot da alte amănunte. Singurul motiv pentru care doamna Ladoși a venit să vă dea niște lămurire, că a avut nevoie de un document și a trebuit să-l prezint. Se vorbește de un prejudiciu important? Scriptic. Ce? Nu pot să vă spun în momentul de față. De ce a trebuit să meargă doamna Ladoși cu Duba acum să mai ridice încă un document? Cu Duba am venit. Îmi place să mă plec cu Duba și cu mascații, dar sunt oameni profesioniști și trebuie să-i respectăm. Să-i respectăm ca atare. Domnule avocat, nu vreau treaba. Nu împingeți că e o mașină. Ușor, să nu rănim pe cineva. Mulțumim. N-aveți pentru ce.
și sunteți optimistă. Eu? Da. Întotdeauna. Va mai dura, nu? Până mai vedem. Așadar, Sandaladu și a făcut primele declarații despre ce s-a întâmplat astăzi la Dico, ce s-a întâmplat de fapt toată ziua, de dimineață, de când procurorii au săltat pe ea și pe soțul ei. Spune că nu e prima.